Localitatea Braz a devenit astăzi prima comună din țară care are centură de ocolire. Șoseaua, cu o lungime de 740 de metri, este dotată cu trotuare, cu pistă de biciclete și e netedă ca în palmă. Dovadă stă și proba trecută cu brio a testului cu paharul de apă. Un drum foarte bun, ați văzut și dumneavoastră, nu sunt probleme de denivelări. Calitatea pe asfaltului foarte bună. Trebuie să fim atenți cu viteza. Având aceste condiții, suntem predispuși să accelerăm mai mult decât e necesar. Centura a fost realizată de o firmă portugheză și a costat 1,2 milioane de lei. Acum sătenii din Negoiești, loc pe unde zilnic treceau zeci de camioane, nu trebuie să-și mai facă griji pentru siguranța caselor. Mașinile de mare tonaj vor circula pe centură. Obiectivul principal pentru care am făcut această investiție, acest lucru a constituit pentru a devia acest trafic greu și cetățenii să nu mai aibă probleme vis-a-vis de disconfortul care exista până la acest moment. Deci această centură ocolitoare va prelua tot traficul greu care până la acest moment se efectua pe DJ140 prin interiorul localității Negoiești. Vă bucurați că s-a inaugurat centura? Ne bucurăm foarte mult că nu mai trec mașinile grele prin sat. De ce? Care era dezavantajul? Dezavantajul. Greutatea mare, casele sunt bătrânești, satul deja e bătrân el, bani nu sunt de reconstrucții și începe să trepideze. S-a crăpat pereții, s-a făcut așa, dacă a făcut ocolirea, asta e foarte bună pentru sat. Casele se prăbușește și a dat Dumnezeu de s-a aprobat și a făcut ceva frumos. Cum a arătat drumul înainte? Înainte, pe aici așa, a fost piață. Nu pot să dorm, vite la muncă, acolo, acolo. Acolo e lucru bun, s-a rezolvat problema. Da, perfect. A făcut. Inaugurarea centurii s-a realizat în prezența sătenilor și autorităților locale și județene. Așa, gata, taieți cu gata. Este primul segment de centură care inaugurăm pentru a scuti de trafic cetățenii din satele Negoiești și Popești, astfel încât legătura între cel mai important drum județean care merge în sudul județului Prahova, 101 G și DN1A, să fie în câmp liber și să nu afecteze locuințele cetățenilor. Se intenționează realizarea unei astfel de lucrări și la Câmpina. DN1 urmează a fi legat de drumul care vine din Valea Doftanei.